Putem spune că va fi în seara aceasta o continuare de la ceea ce a fost ieri la ora 5 la Polirom. Am avut prea puțin timp la dispoziție ca să ne desfășurăm. Am început tot felul de discuții pe care sper să le continuăm aici la Londocom. Eu și cu Lilia suntem pentru prima oară aici. Mă bucur că am avut inițiativa și am găsit spațiu, pentru că Londocomul este din ce în ce mai solicitat și mai aglomerat în ultimul timp. Îl salut pe Vlad Bolocan. Eu am o amintire foarte frumoasă legată de Vlad, când făceam limba cehă la Institutul Ceh. Stai, uleacă! La tine zic că n-am ajuns. Opa! Și ne întâlneam la filmele, zilele filmului documentar seara, și Vlad era așa un pic invidios că eu fac ceha și el nu face. Și mi-a zis, dar eu la chineză mă duc. Și eu m-am gândit, așa era o perioadă când am avut și timp și bani, și am zis, da, de ce Vlad fac chineză? Zic, ia să mă duc și eu, dar Vlad nu mi-a făcut, a fugit. O lună de zile l-am vorbit de rău, pentru că o lună de zile la chineză am avut tonul, vrei să zici ceva, Vlad? În chineză. În chineză, uite, spun eu, ni hao. Când am lipsit la doar o singură oră de la chineză, Liliana ne-a zis la o bere la Londocom și Liliana a zis, da, Vlad, idei, poți să vezi chineză, trebuie să ții. Aha, și nu te-ai ținut sau cum? Și nu te-ai mai văzut. Tu ai fost la primele trei cursuri, dar eu am mers un semestru. Chineza are patru tonuri, în care un cuvânt ma înseamnă cal și același cuvânt ma înseamnă mama. Și dacă nu pronunț cum trebuie, nu știu ce ai spus, cal sau mama. Adică, și stai, mai sunt decât două cuvinte care nu le știu, și noi, ca să fac așa o mică paranteză, că trecem după asta la un subiect foarte serios. Când zic Vlad Bolocan, mi-aduc aminte de acea perioadă fericită de limba chineză și mulțumesc lui Vlad că ne-a primit și ne găzduiește. Am admirat tot felul de chestii frumoase aici pe pereți și o să ne mai admirăm și după, și sper să ne simțim așa cât mai confortabil și să prindem la putere pentru subiectul grav pe care o să discutăm. Avem... Iana, o mică remarcă. Zi? Mă, dar iubesc, sună, dar nu sunt foarte sigur, e o, i sau ni, ceva așa, două vocale lungi. Atât de simplist. Foarte simplist, eu știu. Monica, trebuie suflet să pui în vocale. O, dar poți trebuie să așa? Tu poți să te uiți așa? Simt că eu sunt cealaltă. Dar eu deja am uitat, spune chiar cu tot. Uite, hai să-ți spun, Mihau, Mihau, ce ai? Mihau? Nu, ni. Nihau? Nihau înseamnă bună ziua și sie înseamnă mulțumesc. Și Moldova gen înseamnă moldovan. Și luo mania, chinezii n-au litera R, deci ei spun luo mania e România. Și alte chestii nu m-am pregătit acum pentru chineză, mă? Te prindem după de bine. Vreau să vă prezint invitata noastră de onoare. O avem aici pe Nicoleta Brânză și eu am adus cartea ei pentru că în sfârșit am avut și eu bucuria să am un autograf de la Nicoleta. Nicoleta este unul dintre cele mai de succes textiere din Republica Moldova. A luat premiu pentru versurile scrise pentru muzică, cred, pentru Nătălița Barbu. Nu o să uit lansarea Nicoletei, în care a venit Nătălița cu Arivorul și a cântat. Și a fost un eveniment așa din ala în care eu am stat frumos cu un ceas la coadă autograf și când am văzut că n-am șanse, am zis, lăsc altă dată. Nicoleta a scris și proză. Nu, eu fac de cărți și nou lansări. Fac și aici și acolo și am vreo și chin ați fac totuși. Totuși te trage, da? Nicoleta a scris și volume de versuri și volume de proză. Este activ în tot felul de reviste, în activități de voluntariat și și are, cred că, studii juridice, nu scrie aici, deci suntem așa,
Lilia are studii în timp străine. Vreau să spun că ieri la lansare nu am făcut o prezentare, nu am fost eu moderator, nu am făcut o prezentare Liliei ca Lancea. Suntem aici, nu toți sunt basarabeni. Vreau să spun că pentru publicul basarabean, Lilia este deja o vedetă, ea a publicat câteva romane, volume de proză scurtă și publicate la o editură prestigioasă, editura Arca, acolo unde am debutat și eu cândva. Și Lilia este stabilită la Bruxelles și special pentru acest roman minunat a venit pentru câteva zile la București. Ocazie cu care am zis că Târgul de Carte e un eveniment frumos, dar să ne mai adunăm așa, să mai stăm de vorbă, să întrebăm autoarea, să o rugăm să ne citească. Nu, chiar dacă ne uităm, n-avem mai la 20 de minute și după care vine după noi. Deci un pic așa mai relaxat și dacă în public cineva a venit cu o curiozitate specială, cu o întrebare pentru autoare... Eu toate le-am dat. Mai aveți ocazia să dialogați asta după ce o ascultăm pe Nicoleta cu câteva cuvinte despre carte și despre autoarea noastră. Bună seara! Eu, în primul rând, o să fac o prezentare a Liliei, presupun că e cea mai veche cunoștință, eu sunt cea mai veche de aici. Că ne știm de foarte multă vreme, dar noi ieri ne-am văzut și ne-am cunoscut. Da, tu nu cunoști de planeta Moldova. Înseamnă că... Hai, Victoria, vin încoace! Aici! Unde-s copii? Dar vreau să prezint pe Liliana Corocă, care sper să nu se supere Lilia Calance pe mine, că ea deja s-a... Deci, probabil că noi ne cunoaștem din auditorul de azi, ne cunoaștem de prin 2009, mai devreme, probabil 8, Alena și Nicoleta de pe internet, de pe forumul Planeta Moldova. Da, nu, zic să nu te superi tu, că eu o să spun că unica scriitoare veritabilă și adevărată de aici, chiar dacă tu deja ai publicat la Polirom, este Liliana Corocă. Nu spune asta, nu e adevărată aici, suntem trei scriitoare, dar unici. Eu tot timpul am complex în prezența ei și acum mă simt dublu onorată să particip. Dragă, când ți-ai prezentat ochii la lansare, ai știi cum stăteam acolo? La care la lansarea ta aveai o rochie și ai prezentat și cine ți-a făcut și aveai și o coafură și aveai și machiaj. Cine stăteam acolo, dacă erai... Lebă, te-am spus! Nu mai zic că te simți complexat. Nu te simți special să ne turăt aici, să știți că sunt... Dar nu știu ce rochie frumoasă ai, zi acum că e de la... Da, asta de familie rochie. Lebă, și convine cu flori. Istoria rochie. Istoria rochie e o rochie de mamă. O să vorbești despre literatură? Mi-e place așa veselă și efe, mă apuși când o să începe să vorbim despre carte. Da, Lilia Calancea mie mi-e foarte dragă și când mi-a trimis prima dată cartea, imediat, evident, am deschis-o pentru că eram și curioasă că noi așa noi între noi ăștia de scriitorii. Dar era foarte departe de varianta finală. Era departe de varianta finală. Era novelă, îmi pare. Era novelă încă, dar tot asta... Nu, era la... Avea vreo 35 pagini, nu mai mult așa, când s-a trimis-o, nu mai țin minte, dar mai mare. Dar nu era roman, nu pot să spun că era roman. Da, eu încă nu eram sigură dacă mă mișc în direcția care trebuie, deși știam că o să... Cândva poate să iasă, dar nu știam când. Dar pentru orice eventualitate, așa am mai trimis-o la prieteni, la colegi care mai scriu, care mai țin, dar să-mi dea un feedback, dar de persoane care cunosc un pic cum se scrie, știi, în spate. Nu doar, hai să văd ce-i scris, dar cum, mă rog, persoane care își cunosc un pic tehnica, deja atentă cu interiul. Ideea este că eu fusesem la Chișinău la lansarea Liliei, la Regina Nopții, care e un roman de așa erotic dantelat. După care deci au fost câteva din astea, ușurele, așa de cic-cic, cum spun. Ca un loc de vară. Da. Și când am început să citesc, m-a zgâlduit subiectul și am felicitat-o în primul rând pentru saltul enorm pe care l-a făcut, din punct de vedere scriitoricesc. Seriozitatea cu care a abordat
scrisul în general, adică nu a fost așa, încep să scriu ca pe un status de Facebook și văd că curge și ca să-l scriu, nu. Am văzut cât a studiat, cât a stat asupra fiecărui cuvânt, asupra fiecărui punct și virgulă, o să vedeți. Și am felicitat-o pentru maturitatea la care a ajuns în scris, maturitatea la care fiecare dintre noi, la parte de Liliana, care vedem acolo, tindem să ajungem. Atunci trebuie să recunosc că am și curiozitate și în zilele trecute, când am început să mă pregătesc pentru lansarea de azi, am răsfoit romanul și trebuie să recunosc atât de greu mi-a fost să-l citesc în contextul ultimelor întâmplări din vecini, încât mi se face acum pielea de găină, deci numai chestia asta cu buzunarele pline cu inele și cu bijuterii. Deci mi se pare... Și mă gândeam ce diferență mare este între momentul ăla, când noi nu realizam ce bine să fie pur și simplu pace în lume, și momentul ăsta de acum în care noi putem înțelege ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Dincolo de asta, acum nu o să vorbim chestii geopolitice, vreau să vorbesc despre ele. Care e foarte modestă. Tu crezi. Stai că-ți vin microfonul să văd cum. Asta cu apa în față, eu sunt foarte modestă. Crezi că e apă acolo? Da. Și, într-adevăr, este un mare, mare salt editura Polirom și faptul că ai ajuns aici în București alături de noi. La Bucfest, mai ales. Eu n-am... Eu mă bucur mai mult să fiu alături de Bucfest. Da. Este o... E un eveniment foarte important pentru orice scriitor. Dar acolo atmosfera e alta. Chiar mă bucur că Liliana a avut ideea asta, pentru că eu... Am avut-o pentru că știu ce înseamnă Bookfest și dacă ești prima oară, atunci e bine să mai ai și alt tip de interacțiune. Da, a fost o idee foarte bună. Am avut noroc de Liliana. Mie îmi pare rău. În general, în București, evenimentele care se fac sâmbătă, nu sunt foarte potrivite, pentru că... Sâmbătă în genul meu, dar lumea pleacă acum la mare, e festivalul sat, dar acum e bine că ne-am întâlnit aici. Despre carte mie mi-e foarte greu să vorbesc, mai ales că voi ați studiat și tu ai stat și ai studiat arhivele și tu, mai ales că tu foarte mult scrii pe zona asta, cum știi ce scrie de inima și corazon, adică nu trebuie să mă duc la nicio arhivă, totul e pe loc la mine. Dar sunt importante așa lecturi, pentru că sunt zguduitoare și îți schimbă pur și simplu, deci tot se dăbui până la cartea asta și după carte. Iar în momentul ăsta, nu știu, toate coincidențele care au fost legate de carte, probabil așa a fost fix să fie, că tu s-o scrii și s-o scoți fix acum. Și în afară de faptul că vreau să te felicit, vreau să spun la cât mai multe înainte, chiar sunt curioasă, ce subiect poți tu să abordezi după asta? Cât de greu o să-ți fie ție sau ușor, să treci la o altă temă și care ar putea să fie asta? Bine, o întrebare la care tu probabil o să răspunzi și eu vreau să ne povestești acum cum, de unde, evident că eu mai știu cum și de unde ți-a venit ideea, dar să ne spui cum și cât a trecut prin tine, adică că na, e o carte după care nu poți rămâi la fel după ce o scrii. Na, noi n-am rămas atât după ce am citit-o, dar cum e să o scrii. Mulțumim! Vreți să răspund acum sau o lăsăm pe Liliana să... Cred că începe dialogul nostru. Am vrut doar să mulțumesc Nicolete pentru vorbele ei, pentru cuvintele ei sensibile, că azi că cititorii, publicul nostru n-a înțeles. Ea că am evitat subiectul direct. Avem aici un roman despre lagărul de exterminare de la Treblinka și acțiunea are loc în 1942, o parte a acțiunii, pentru că, de fapt, suntem în mai multe planuri temporale. Avem un început în care moare mama fetei și fata află că e fiica unui călău și de aici vine și întrebarea din titlu, ea se întreabă, bun, sunt chiar copilul, sunt fata unui călău și de ce au păstrat părinții niște semne, au păstrat niște argumente, în special fotografia în care tatăl ei stă tânăr între cadavre și între niște călăi germani. Da, în mod normal, fotografiatul era strict interzis, nu doar în lagările de
concentrare. Era un obiectiv secret, nu trebuia să se afle. Se făceau fotografii doar pentru arhivele națiștilor, mai ales acolo unde se făceau experimente pe corpuri umane cu oameni vii, copii, cu femei, cu bărbați. Dar toate aceste fotografii erau secretizate, arhivate. Într-un lagăr de exterminare, în mod normal, nu trebuia să fi existat vreodată vreo fotografie, pentru că orice fotografie înseamnă dovadă. Trebuia luarță toate urmele, da, și au fost alții și cadavre. Așa. Lagărul de exterminare din Treblinka, la fel ca lagărul din Sobibor și Oțec, există un film Sobibor cu Habenski, dacă îl cunoașteți, vă puteți să-l găsiți. E bun filmul, dar eu îl privesc cu ochii deja expert, că pot să fac analiză și să-i spun, domnule Habenski, dar să lăsăm. Asta întotdeauna se întâmplă după ce lucrezi foarte, foarte mult cu niște documente și e vorba de documentare în limba engleză, franceză, în rusă foarte mult și, din păcate, foarte puțin în limba română. Și asta a fost unul din motivele în care eu mi-am spus că, ok, eu am umblat în informația, vorbesc așa, umblat, știi? Ca în sat, în informația asta eu am înțeles niște lucruri, mi-am răspuns la niște întrebări existențiale legate de identitate, de cum e să ucizi și după asta să trăiești, pentru că întotdeauna spuneam, băi, cum e să fii călău? Menhele, de exemplu, era medic la Auschwitz, făcea experimente și era frumos, picălosul, un bărbat foarte frumos. Călăii spre... există paradoxul ăsta pe care l-am văzut eu în documentare. Există fotografii cu călăi. Learca din romanul meu era un bărbat foarte frumos. Moroz era mai... dar bărbat cu cicatrici, cu carte, alt personaj. Dar fotografiile călăilor pe care eu le-am studiat cu foarte mare atenție și ca femeie, dar și în primul rând din perspectiva victimei, la fel, pentru că în funcție de cine ești tu, când ești victimă, tu poți să vezi un om frumos și să-l detești, tu vezi doar urțenia din el. Când eu nu vorbesc din perspectiva victimei, și asta iarăși e o trăsătură a cărții, eu vorbesc din perspectiva călărului. Asta nu înseamnă că îmi pare tare frumos, pentru că eu nu am niște filtre speciale, dar pentru că când nu cunoști o istorie a fotografiei, tu ești mai obiectiv și cumva ești mai distanțat. Nu ai emoții și, într-adevăr, când puteți căutați în Google, e foarte ușor. Franz, stai, stai, Lealica era Franz Kurz sau Kurt Franz. Am uitat, eu cunosc deja, mai directorul Treblinkei. Un bărbat frumos. Și pe cât de frumos, pe atât de monstru. Dar ce am pornit eu spun? Am pornit de la fotografie. Da, fotografia, foarte importantă. Nu putea să existe așa fotografie, dar a existat. Fotografia, apropo, și eu am magiune sau l-ai inventat tu? Fotografia, a existat așa ceva? A existat o fotografie de la care a pornit, dar nu de Treblinka. Era o fotografie dintr-un alt lagăr, nu mai țin minte, unde în Polonia. Era așa o groapă plină cu victime, deja împușcate, și lângă groapă, pe buza groapei, erau niște bărbați tineri în formă de națist cu ăsta, dar și toți erau tineri și frumoși și zâmbeau. Dar știi, excuse-mi? Da, 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 da. Și zic, opa, îți dai seama ce înseamnă oameni luați în față și oameni care zâmbesc în spate. Asta păi îmi vedea oameni și eu mă mir că tu le spui bărbați frumoși când ei aveau 20 de ani, până la urmă erau niște copii. Da, dar depinde, pentru că era o ierarhie. Da, da. Ăștia tineri de 20 de ani, așa ca personajul meu Costenco, avea 20 de ani. Deja Oberwachmannul Moroz avea peste 30, pentru că era superiorul gardienilor și trebuia să fie mai dur, mai lucid, mai... Să da. Pentru că ăștia tinerei
ca și soldații ruși care sunt primiți. Vorbești la un moment dat că au nimerit într-o capcană, că s-au sinucis ca să l-am prins, da, el postem cu aleșinat și și-a spart nasul de fric când a văzut la prima femeie. Da, capcană în sensul trebuie aversă specifică, capcană ideologică, pentru că asta e propaganda. Tu când nu înțelegi de ce ajungi într-un moment că trebuie să uciți, ți-ți spune că, uite, noi v-am antrenat pentru a păzi niște vagoane acolo. E vorba de băieți tineri, gardienți în cartea asta. Ei nu știau că trebuie să ucidă. Ei au fost pregătiți într-un câmp pentru soldați care se numea Travnik în Polonia și într-o zi i-au îmbarcat pe toți și i-au dus la Treblinka când încă nu veneau vagoanele, eșaloanele cu deportați evrei, țigani, adică romi și alții și le-au spus gata de azi începem să primim eșaloane și veți trebui să trageți sau să supravegheați deci, prizonierii care vin și în caz că ei se îndepărtează sau încearcă să fugă, voi trageți. Femei, copii, bărbați și... Hai să revenim un pic la întrebarea Nicoletei de la începutul lansării noastre. Cum ai ajuns tu de la romanii de care zici tu că-s carochițele de vară și romanii de dragoste, înțeleg, eu tot nu le cunosc, tu, ce părere ai tu despre această evoluție a ta ca scriitoare? Cum ai ajuns tu la genul acesta de roman? Cum ai ajuns la ipostaza de Călău concret? Și ce crezi tu despre evoluția ta? Adică cum te vezi tu după acest roman? După acest roman, ca să încep așa și după, eu în aparență am așa impresia că nu s-a schimbat nimic, pot să zâmbesc, pot să schimb undele, cum am început noi la seară, eu pot să glumesc foarte bine. Da, eu nu sunt cu toată inima aici, de exemplu, eu recunosc. Eu încă mai trăiesc în Treblinka, eu nu am ieșit din Treblinka și în momentul în care eu rămân singură, sau merg la hotel, sau în avion, sau acasă, sau fac coadă la cumpărături, eu nu sunt pe loc, eu încă sunt cu personajele mele și eu încă caut răspunsuri la întrebările. Cum am ajuns noi în secolul 21, iarăși la aceeași poveste? Pentru că doar am ieșit din povestea asta și s-a început războiul. E complicat. Eu știu că eu m-am schimbat, dar nu se vede. Eu simt în mine că eu m-am schimbat. Dar nu cred că ceilalți care mă cunosc de mai demult ar spune acum, de exemplu, m-ar vedea, ar intra și spune, a, Lilia s-a schimbat. Nu, Lilia a rămas aceeași. E o, hai să spunem, maturizare, deși nu e foarte mult de asta cuvântul ăsta, probabil e o maturizare interioară și eu am așa niște momente în care pur și simplu dispar de aici, pentru că iarăși cad în gândurile mele, dar martor la chestia asta e soțul meu și fata mea care cunosc stările astea ale mele. Deci eu sunt Lilia de suprafață și Lilia din interior. E clar că m-a schimbat foarte mult romanul ăsta, dar cum am ajuns să trec de la un roman foarte așa ușuril, Grecia, dragoste, iahtă... Mai groaznic de la viață din Treblinka, asta am înțeles, hai să trecem așa mai la subiect. Mai groaznic... Nu am început și eu să visesc cu Grecia. Dar așa nu l-ai scris în Grecia, bănuiesc. Unde a fost și cu parte, o parte, da. Asta este paradox. Vara trecută... Pune întrebare. Vara trecută eram cu cumnatna pe plajă. Cât ai lucrat la România? Partea cu documentarea a durat 2-3 ani, dar partea cu scris, partea tehnică, câteva luni. Dar problema e că, uite, eu vara trecută îl primisesem deja la editură și eu stăteam pe plajă și eu încă scriam. Și noroc că mi-au răspuns în septembrie, Adrian Boteză mi-a spus, mai aveți un pic de timp, pentru că aveam pe rol mai multe manuscrițe și dacă doriți să mai schimbați niște ceva, pentru că se vede deja profesionismul, adică în timp, probabil nu sunt eu prima și ultima care cere să mai revadă manuscrisul. Și el a propus, mai aveți un pic de timp, dacă doriți să modificați niște capitole, puteți deja să lucrați și la sfârșitul septembrie redactorul vă contactează. Și efectiv, sunt pe plajă, pentru că din august am venit,
Cumnata mea, ea poate să vă vorbesc despre Treblinka săracă, cumnata mea în greacă, suntem noi pe plajă și la un moment dat vedem doi nemți în Grecia pe plajă, fața noastră, și noi căutăm șezlonguri și nu găsim. Și eu aud limba germană și mă înversesc la față și o privesc pe dânsa Constantin Ocheam și ea mă privește pe mine, direct a prins unda mea și eram gata să... La mine în cap e iarcă, la mine în cap acolo marți, nemță, e dry linen și așa mai scurt. Noi băieți am venit la plajă. Se ridică un bărbat și ești gergarul al doilea și se întoarce la noi și spune, dumneavoastră, băgat și zic, veniți în locul nostru, că noi plecăm. Eu trebuie să și eu m-am uitat așa la cunoata mea și așa m-a stat un pic de rușine, zic, Doamne, oamenii ăștia deja sunt urmașii nemților, ei deja s-au împăcat cu lucrurile, ei au recunoscut niște lucruri, ei au lucrat în capul lor deja, da, noi suntem urmași de călăi, da, părinții noștri, nei noștri au ucis, noi suntem vinoveți, dar noi nu suntem așa ca ei. Și pe mine atât de mult m-a atins momentul ăsta, că eu spuneam Constantiei, tu îți dai seama cât sunt ei de diferiți de noi. Și mai ales de mine, sălbatic, care era mâncata să-l... Era foarte drăguț și eu m-am gândit la un moment că, uite, probabil că felul ăsta omenesc, asta e unica soluție ca să ne pună pe gânduri, pe noi. Ăștia care aveam niște impulsuri foarte violente. Eu simt niște impulsuri violente la mine. Și asta este unul din motivele care m-au făcut eu să încep să caut în arborele mei genealogic, să pun întrebări despre bunicul meu ucrainean, să spun, pentru că eu am un caracter care ia-ca frumusic și hopa-hopa și numai cineva m-a căutat pe ceva și eu explodez. Pe loc. Acum, bine, la vârsta mea, eu pot un pic să mă stăpânesc. Dar eu am așa momente și eu nu le pot explica. Un soi de violență care te pune pe gânduri. Și, da, mi-am spus de mai multe ori că asta probabil nu... E vorba de sânge și sunt mai multe chestii foarte complicate, genetica. Și probabil că există o memorie a sângelui care eu nu pot să o decodific. Pentru că toate persoanele care ar putea să-mi vorbească despre trauma asta, ele sunt în moment. Nu mai există cineva care să-mi spune, fată Heia, că tu știi, n-am cu tare și cu tare s-a întâmplat așa o chestie, dar tu nu trebuie să știi despre asta, pentru că asta așa o să te marcheze, că tu n-ai să poți să dormi, n-ai să poți să mănânci. Tu, pur și simplu, ai să nebunești. Poate să fie și așa ceva. Eu m-am gândit mult, de multe ori am lucrat. Sau, de exemplu, mi s-a întâmplat de 3 ori. Eu sunt în viață când, la un moment dat, eu pur și simplu mă simt brusc încălțat în cizme militare și duc mâna la șol. Și zic, băi, asta nu-i normal. Dar te-ai căutat pe eu am o relație specială cu medicii. Mă duc la... Am fost odată la un psiholog și am... L-ai învățat pe el și... Da, și îi spun soțul meu, zic, Bilea, tu te duci, plătești și tu asculti psiholog până la cap, tu îți dai seama și zic, da, într-adevăr, asta e o chestie nesea. Deci, psihicul mai a psihologilor din Belgia, cel puțin, e mult mai slab decât psihicul meu, eu asta am înțeles. Mai groaznic decât iadul dintre bine, care e numai gândul că pe locul ăsta presemat va crește cândva o poiană cu flori. Se vor naște oameni, vor mirosi florile, vor pune în vaze și vor bea ceai pe verandă. Iar dacă vor auzi că între Blinca nu au cântat niciodată păsările, că în 42 pădurile au fremătat de vaietele femeilor și nu vor refuza să creadă. Știu că ai fost la Treblinka după asta, știu că ai simțit nevoia să vezi locul în care a avut acțiunea despre care ai scris tu. Și am vrut să te întreb, ai niște fragmente frumoase apropiate? Eu stau cu mărul ăsta pe desktop deja de 2 ani. Asta e un măr din Treblinka, adus de pe locul unde au fost lichidați arși evrei, sute de mii de evrei. Asta e măr? Asta e măr, da, asta e măr. Așa, eu vedeam... Da, după asta puteți să vedeți. Am adus 2 miere și nu știam ce să fac cu din. N-ai să mănânci un măr adus dintr-un lagăr de exterminare din Polonia. Dar paradoxul cu mărul ăsta
e miroase atât de tare, atât de ambietor, că eu îi spuneam soțului meu, uite, miroase, mi-e deprins cu tarță că mi-am gândit. Zice că da, e mărbu, miroase, zic că eu vin din țara merilor, eu mă prișim un pic în mere, fiecare măr cu miroase, toate soiurile. În polonezii au foarte... Niciodată eu nu am simțit un măr să mă îmbie în așa măsură și asta e strașnic. Pentru că mărul ăsta e crescut pe cenușă umană. Tu nu poți. Dacă eu cunosc lucrul ăsta și eu n-am să mă ating de el, dar oamenii care nu cunosc, de exemplu, uite, de asta este foarte important noi să ne cunoaștem istoria. Noi consumăm lucruri, noi mergem pe străzi, noi trăim în case, în casele oamenilor care au trăit așa mari tragedii. Că noi nu putem să ne imaginăm, dar noi nu cunoaștem chestia asta. E foarte simplu. De exemplu, eu cred că fiecare dintre noi a avut așa senzație. Tu nu intri într-o casă și ți-e rău și tu nu înțelegi ce. Este. Este. Dacă vă-i bine, acum de asta de la mine. Eu zi-am. Totuși, cum ați ajuns la acest Da, de fiecare dată eu răspund diferit. Și spun asta pentru că s-au adunat mai mulți factori. Niciodată o carte nu pornește doar de la o întrebare sau pentru că într-o noapte n-ai putut să adormi și, sau ai ceva ai descoperit. Chiar dacă și descoperi ceva foarte important în viața ta, asta încă nu este un imbold ca să începi să scrii o carte. Trebuie să se adune mai multe, mai multe și la un moment dat spui eu nu pot să trăiesc mai departe dacă nu scriu despre asta în speranța să te eliberezi. Dar asta e iluzie. Niciodată nu te eliberezi de așa subiecte grele. Niciodată nu te eliberez. În orice caz, în cazul meu, scrisul nu este terapie, asta e 100%. Eu mă bucur pentru scriitorii care afirmă cu ce eu am scris, că am... La mine nu merge așa, mai ales cu cartea asta. Păi cu asta n-ai cum. Ăsta e începutul, practic, la tine... Eu credeam că o să fie și sfârșitul. Din moment ce că o văd hai și la bucvesc, să o că nu, nu doar curiozitate. Nu doar curiozitate. Tu vrei să repari niște greșeli de trecut. Pentru că este vorba de identitate. Asta este o parte din mine. Nu întâmplător a ieșit la ego prosă, pentru că vorba de ego, în greacă eu. Și da, a fost un moment, nu, poate nu prea șocant, sau poate că eu deja m-am asimilat și m-am împăcat cu acest moment, dar era faptul când eu mi-am făcut arbor de genealogic în pandemie, mi-am luat cadru frumos cu strămoș, găsesc un nume pe care îl citisem într-o carte despre la gardul la Auschwitz și toate experimentele. Și persoana dată, adică eu am numele ăsta în arborele meu genealogic și numele ăsta a făcut mare scandal la Nuremberg, la proces, că a fost judecat pe persoana asta. Pentru că a descoperit un gaz toxic, a fost un chimist, un geniu, a descoperit un gaz toxic, numele lui face parte din acest gaz toxic și după asta acest gaz a fost folosit la experimente pe femei gravide. Anume în direcția asta, femeile gravide. Cum se comportă ele dacă le schimbă, nu știu ce, acolo, oxigen, mai scurt, chestii oribile și care... Bun. Și căută despre această persoană. În primul rând e un numerar. Nu este un număr românesc, nu este un număr ucrainean, rus, nu, nici grec, chiar dacă se termină ca un nume grec. Cum a ajuns el în Germania și cum a ajuns persoana asta să lucreze și a colaborat cu Hitler și era consultantul lui în materie de chimie, mâna lui dreaptă. Era o persoană de încredere. Și iată că a fost judecat, a făcut închisoare 16 ani și niște chestii care pe mine, dintr-o parte, m-au scuturat. Pe de altă parte, tu îți dai seama că e vorba de un geniu care a descoperit niște lucruri care au fost folosite, dar el nu pentru asta le-a descoperit. Asta eu acum nu încep să justific în niciun caz. De asta și că de vorba de cercetarea biografiei călăilor, trebuie să fii foarte calm și să judeci la rece ca să înțelegi niște lucruri. Pentru că dacă noi încercăm să studiem niște chestii cu emoții, emoțiile sunt foarte bune. Asta înseamnă că noi suntem umani, noi suntem vii, asta e foarte important, dar când e vorba de subiecte foarte grele, ele ne încurcă un pic,
ele ne destabilizează și nu ne lasă să înțelegem niște lucruri. Pentru mine era capital să înțeleg cum un om ajunge un călău, prin ce etape el trece, ce trece în viața lui, cum el ajunge să fie judecat la procesul din Nuremberg, de exemplu, da? Și iată persoana asta care m-a ajutat, pentru că e vorba de un nume din arborele meu genealogic. Deci, a făcut 16 ani, el nu și-a recunoscut vina, el a spus că eu am făcut experimente, am făcut descoperiri în chimie, pentru că asta este domeniul meu, eu sunt chimist. Și iată, a făcut 16 ani, iese la poarta închisorii și la poarta închisorii deja îl așteaptă vreo 7 agenți ai companiilor internaționale, de farmaceutică, pentru că știau toți că omul ăsta are un creier genial. Deci l-au recrutat pe loc la poarta închisorii și a plecat în Statele Unite. După asta nu mai știu ce s-a întâmplat cu el. Acesta este doar unul din călăii ăștia. Și tot stând așa și gândindu-mă la el, zic, ok, hai să vedem așa. Și ce dacă eu sunt urmașa lui, de exemplu? Eu nu am dovezi, pentru că, mă rog, dar să zicem așa, ok, hai să vedem dacă eu aș fi fost urmașa lui, cum aș fi trăit eu, cum gândul ăsta, că cineva din sângele meu, da, el e geniu, el e chimist, fiica mea aproape e foarte bună chimie. O, că ce am spus eu asta, că nimeni în familia noastră nu face chimia, eu detest chimia. Și iată așa am ajuns la momentul în care zic, hai să schimb perspectiva. Am citit foarte multe jurnale, memorii de călăi, de directorul de la Auschwitz. Apropo, el nu este așa de crud în memoriile lui, cu unele cărți contemporane românești. Asta iarăși un paradox foarte mare. Călăii, cei mai mari călăi care au ucis în cantități industriale, scriu mult mai blând și mai convingător și uman decât foarte mulți urmași de azi, nu doar în literatura contemporană românească. Acesta este un fenomen pe care eu aș dori să-l studiez. Pentru că iarăși e vorba de sânge, iarăși e vorba de urmași și iarăși e vorba de istorie pe care noi nu le cunoaștem. Noi toți ne imaginăm că avem o poveste așa frumoasă la bază, că dacă bunica mi-a povestit că noi am făcut așa, așa, suntem oameni gospodari, bunica brodează, bunicul nu știu ce face. Dar multe din poveștile astea sunt inventate pentru urmași. Eu am studiat un pic și știu. Și uite și Liliana poate să spună cu deportările noastre. Nu, eu mă gândeam dacă nu vrei să continui monologul citind un fragment din carte. Dacă vă interesează, și... dar mie tare nu-mi place să mă citesc singur pe mine. Nu, dar de obicei la întâlnirile cu... Asta citit în orice carte. Sau ți-ai notat niște fragmente. Cartea mea stă un pic cam să pentru că stilul este unul foarte intens și de cele mai multe ori, mai ales prozatorii, scriu mai bine decât vorbesc, așa că imaginați-vă cât de bună e cartea dacă ea a vorbit așa de frumos. De asta aș vrea să... E frumos, nu cred, eu adică am lumea se teme de mine, că eu vorbesc despre lucruri care nu trebuia să despre spun. Asta e cartea și despre asta vorbim, așa că un mic fragment, dacă poți să-mi oferi, că așa da, e... Eu... Deci am răspuns prea personal la niște lucruri, pentru că, ca să înțeleagă lumea că trebuie, niște lucruri trebuie să te scudui ca tu să încerci să scrie, să începi să scrie proză. Deci asta totul pornește de la chestii personală, foarte personală, care nu-ți dă voie să, nu, să dormi noaptea. Mihail Șușcă povestea că m-am dat în România și lanseze unul dintre romane, că zice că, bă, uite, îți vine ideea și tu stai cu el, așa tot se adună, îți apar semne, tot îți foarte atentă la semne când așa și la un moment dat vine și te apucă de șchircă și gata, așa îți scrie, pentru că nu mai poți trăi dacă nu te apuci și începi să scrii. Da. Iar, într-adevăr, ea are dreptate pentru că, na, lumea o să citească cartea, fiecare o să o perceapă prin propriile experiențe, propriile cunoștințe și, în general, propriile valori, dar pe noi, da, într-adevăr, pe mine m-a interesat cum a ajuns Lilia la asta. Asta a fost doar un mic... Lilia, mai scrii două romane ca să-ți răspundă la întrebare, așa că... A, nu, despre asta nu cred, despre perspectiva călăului. Poate despre foamete sau despre că... Am mai scris eu că bunic mea era gravid în timpul foamete, așa că nu despre ce scrie.
Canibalismul din perioada aia? Da, din fericire, bunicul meu era malinistul și putea să pescuiască, dar există foarte multe subiecte în Basarabia, asta e strașnic câte subiecte sunt, nu mai poți și să vrei și să scrii despre asta și să ai cititori. Uite, tu, apropo, scuză-mă pe interrupție, ai ales un segment pretențios. Da, tu știi că asta, da, și m-a ajutat pentru că eu nu am, cum se spune, evrei în familie, înțelegi? Lucrul ăsta m-a ajutat să fiu distanță, să iau oarecare distanță, pentru că dacă ai o traumă în familie de așa proporții, tu n-ai putea exact, să adopți, de exemplu, o perspectivă călău, asta ar fi ca o trădare. Da. Și eu am profitat de lucrul ăsta că eu nu am așa istorie, dar noi în Basarabia avem, chiar eu vorbeam cu Liliana, Diana Iepure din Cosăuț, bunica ei din Cosăuț și a mea tot și acolo erau locuitori în satul ăsta, au ucis-o, evreii îi dispăteau dinții de aur, chestii de astea care nu ne fac onoare. De asta eu își spun că noi credem că noi provenim din povești foarte frumoase, dar bunicii noștri au ascuns foarte multe și oamenii care mai puteau să vorbească, îi spun pur și simplu, Dumnezeu cu Dumnezeu, las, că știi, hai să nu mai vorbim despre așa chestii. Dar oamenii ăștia au urmat și ei repetă istoria. Nu toți, dar noi trebuie să ne împăcăm cu gândul că, de exemplu, Republica Moldova, în cazul dat, e un teritoriu așa de mic, că la un moment dat noi ne înrudim între noi, urmașii și călăii. Noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Ca înainte, știi, pe vremea părinților noștri, tata, mama din Soroca, tata din Strășeni, s-a dus la un nunt ojicat și cine caută arborele genealogic? Știi, caută checa?